Bine v-am găsit la unboxing-ul smartphone-ului Huawei U6P 2020, un device mid-range foarte interesant, cu un raport calitate-preț excelent. Vom descoperi împreună acest device, este sigilat, după cum bine puteți vedea. Haideți să vedem ce se află în cutie. Iată cutia smartphone-ului, pe partea din față avem o fotografie cu acesta. Cutia este sigilată, acum o voi desigila și vom vedea ce se află înăuntru. Iată device-ul, am primit în teste modelul pe culoare verde. Arată foarte bine. Are o cameră triplă care realizează fotografii de 13 megapixeli. Pe ecran avem montată din fabrică o țipră de protecție. Nu trebuie să ne facem griji că vom zgâria ecranul. Acum voi aprinde telefonul și între timp vom descoperi ce se mai află în cutie. În cutie mai avem și un mic cartonaș pe care sunt prezentate principalele aplicații de care beneficiază utilizatorului Y6P, și anume PhoneCron. Astfel poate să-și transfere conținutul unui telefon cu Android sau Apple pe Y6P, App Gallery, de acolo poate descărca foarte multe aplicații, și More Apps, și mai multe aplicații sunt disponibile aici. Pe versul avem prezentarea serviciului Huawei, în cazul în care telefonul are probleme, reparația poate dura o zi în cazul în care piesele sunt disponibile la service. Utilizatorul primește un telefon de împrumut, iar toate părțile sunt originale Huawei. În cutie mai avem și manualul cu instrucțiuni, certificatul de garanție, iată șecul pentru accesul la compartimentul cartelor SIM și al cardului de memorie. Aici se află compartimentul pe partea dreaptă. Vom arunca cât de curând o privire mai atentă asupra device-ului. În cutie mai avem alimentatorul și cablul micro-USB. Și acum iată telefonul. Înainte de a începe procesul de configurare, să discutăm puțin despre elementele de design. Pe partea din față despre ecranului avem camera pentru selfie-uri. Pe partea dreaptă avem butoanele power și pentru volum. Pe partea din spate se află cele trei camere. Avem și senzor pentru amprente și un mic briț, mic, dar puternic. Pe partea de jos avem portul micro-USB, difuzorul și portul jack. Este bine că avem un port jack și putem folosi un set de căști cu port jack pe acest telefon. În partea de sus, microfonul pentru apeluri. Iar pe partea stângă se află slotul pentru cartelele SIM și cardul de memorie. M-am conectat cu ID-ul Huawei pe Y6P. Acum voi alege ce să iau din crowd. Îl voi configura ca un telefon nou. Are opțiunea găsește-mi telefonul și trimiteți ultima locație. Și acum trebuie să setez un PIN. Am setat PIN-ul și acum voi activa toate serviciile. Pot să mut datele din alt dispozitiv, pot să restabilesc din copia de rezervă din crowd-ul Huawei sau să-l configurez ca un dispozitiv nou, ceea ce și voi face. Iată și câteva aplicații care se vor descărca automat. Iată și interfața smartphone-ului. Pot primi sugestii pentru descărcare de aplicații. Pot accesa App Gallery și de aici pot să instalez peste 450 de aplicații românești. În curând voi reveni cu un review detaliat al acestui device. Până atunci vă invit să mă adresați întrebări despre Huawei Y6P, iar eu vă voi răspunde în următorul clip.